Uite, hai să deschidem un așa special, special. Să deschid un legendary. Un legendary că am nevoie de bănuți. Nu te cred că am luat sau nu. Wow, bro, am deblocat toți. Am deblocat toți toate caracterele, toți zubării am deblocat. Și mi-a plicat din primul legendary. Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Zupa cu ultimul caracter pe care l-am deblocat, l-am luat dintr-un legendary și o să vă pun probabil momentul în care l-am luat. Acesta este Finn, o să-l testăm pe acest episod, dar înainte de a începe trebuie să deschid eu vreo 3 legendary cred că pe acest episod, pentru că vreau să păstrez și niște gemuri pentru un viitor update și viitoare caractere ce o să se mai bage, cu siguranță, nu trebuie să consum toate gemurile. O să deschid legendary crate-uri ca să-mi dea tokenuri și să-mi dea bănuți. Acum nici nu știu ce se merită foarte mult pentru că am toate caracterele, mi-a picat și Finn, dar pe Finn îl am gen level mic și cu fuzii și am nevoie de tokenuri pe ei, dacă mi-ar dar fi minunat. În fine, înainte de a începe nu uitați de butonul like și de abonare pentru că am toate caracterele deblocate și o să vină episoade foarte bombă cu aceste caractere și trofee fără număr. Nu uitați să-mi dați și follow pe Instagram și haide să deschidem, hai să-i dăm drumul. Hai să deschid un legendary crate, să vedem. Ce epic, ce perk mi-ar da. Deci îmi dă un perk nou, abilitate nouă. Ăsta gen poți să fugi prin apă. Enable you to walk on water. Și cred că dacă poți să mergi, poți să și ataci prin apă. Sau cred că doar să mergi. Cred că doar să mergi, mi-a dat puncte pe Piper și coinsuri. Ok. Cred că dacă mai iau un legendary crate, o să-mi deblocheze următorul perk, gen pe care, perkul care îmi lipsește. Acesta este Helium Canister, specială abilitate, o abilitate specială de a da knockback inamicilor care te înconjoară. Tot un perk epic, ia să vedem. Ia să vedem noi dacă ni-l dă aici, dar cred că ni-l dă pentru că l-am gen practic. Ia să vedem. Ok, mi l-a dat, mă așteptam. Mi-a dat puncte pelerii, uleu câte puncte pelerii mi-a dat. Și coinsuri. Perfect. Și acum dacă le-am pe ăsta mai îmi dă iteme epice? Ok, cred că mai îmi dă epic item. Ia să mai deschidem unul. Pe ce îmi dă acum? Ok, mi-a dat Helium Canister. Și pot să-i dau aur și mi-a dat și pe Duke. Și bănuți. Da, ok. Ia să vedem să dăm noi upgrade. Dăm upgrade la Chameleon. Îmi trebuie cât îmi trebuie, 12.000. Camelonul e OP. Și așa e că merită power-up. Uite, pot să-i dau și încă un power-up level 11 chiar. Dar nu voi da chiar acum. Pe Pepper pot să mai dau, dar cred că cu siguranță o să mai deschid niște golduri ca să iau pe Finn și pe Fuzzy, dar nu-mi dă, frate, nu-mi dă aia sol. Că nu vrea să-mi dea pe ele... Ia să vedem. Deschid niște golduri. Cred că goldul ar fi cel mai ok. Ca să-mi dea tokenuri. Mi-a dat pe Finn, ok. Pe Bruce, dar pe Bruce n-am nevoie. Pepper. Bruce. Până la 20.000 o să deschid. Bruce din nou. Ok, și mai deschid încă o dată. Da. Nu prea mi-a dat sincer, pe Finn pot să-i dau upgrade, dar nu mi-a dat pe... Hai să-l facem level... Level 4. Pe Fuzzy nu mi-a dat absolut deloc. Nu știu cum pot să fac eu rost. Nu știu, habar nu am. Pelerii 20.000 de bănuți. Nea, nicio șansă, nicio șansă. Haideți să dăm în continuare băieți match cu Finn, pentru că este prima dată când joc cu Finn. E în premieră când joc cu Finn. Să vedem pe unde să mă spawnez eu. Cred că e legendar Finn sau cred că toate caracterele din joc sunt legendare. Mamă, dar rapide. Cred că și prin apă e foarte rapid. Pentru că e un rechin, nu? Dar ciudat rău e caracterul ăsta, foarte ciudat.
Nu știu ce face player ăsta. Uuu, de ce a dat mine? Tare viață puțină. Ok, să-mi încar viața. Uuu, yummy. Mă încarcă viața acum sau trebuie neapărat să stau pe loc? A, te stau pe loc. Asta n-are nicio treabă cu jocul, omul trece pe lângă mine fără stres. Fără stres. N-am mă nicio șansă pentru că eu am și, cum se zice, level mare și am și experiență și ăștia au... N-au experiență, cum s-ar spune, foarte multă. Ok, l-am omorât din start. Yummy. Yummy. Ah, și eu pot să atac și cu superul ăsta? Nu știam chestia asta. Deci eu dacă mă duc cu superul în ei, practic îi atac, le dau damage. Ia că vreau să testez. Bro, stai să testez. Hai că am testat atât. Maluma. Ia mă să vedem. Da, mamă, cât damage pot să-i dau. Într-adevăr. Într-adevăr, dacă mă duc cu abilitatea asta lui, îi dau damage. E ca la Bruce, abilitatea. Aolo, cum am dat. Chiar de că s-a enervat asta. Băi, Grigore, mamă, dar cât damage pot să-i dau, incredibil. Da, e clar că nu are nicio șansă. Da, am făcut 14 kill-uri, băieți. 14 kill-uri am făcut. E foarte OP. Foarte OP este. Dă damage foarte mare și cu... și cu abilitatea lui, ca să pot spune așa. Hai să mai dăm un match. Deci trebuie neapărat să folosesc abilitatea pentru a da și damage, nu neapărat a fugi. Abilitatea lui. Mă fug ca să-mi iau... ca să-mi iau arme. Perfect, grenadă de argint, iau și sulița. Da, mă înspăimântă caracterul ăsta. N-a știu ce lovește, ce drept. Și ce loot avea. Ce loot bun avea omul. Ceva pe aici, nimic. Nu e nicio șansă. Am și cel mai bun loot. Aolo, să nu mai mor. Bun.
Și e nasul la caracterul ăsta? Are viață foarte puțină. Deci are viață foarte puțină, asta este singurul dezavantaj, ca să zic așa. Ia, vino mă încoa să te învăț o șmecherie, notează-o pe hârtie. Să vedem de ce m-am dus în partea aceasta. Da, vino mă încoa să te bat eu puțin. Că m-ai supărat. Da, și ăsta a fost meciul. Da, nu mă mai pot să tura, ca să zic așa, de fin, pentru că e foarte OP. Dar trebuie să ai, trebuie să ai grijă, pentru că nu știi când mori și când rămâi cu HP mic. Asta este nasol. Ultimul meci, cred că de pe acest episod, îl vom da noi cu Cameleonul, pentru că mi se pare cel mai OP Zubăr din joc, părerea mea. Uite că avem de luat... de luat reward-uri pe, acești, pe aceste caractere. Hai să deschidem astea sau să le deschid, să nu le deschid. Sincer, nici nu știu, pentru că am piggy bank-ul ăsta și aici 3% și îmi dă destul de multe coins-uri. Sincer, nu știu ce să fac. Haideți să îi dăm match cu acest Larry. Larry care îmi trebuie 20.000 ca să-l fac level 11. Ok. Hai să vedem. Deci, părerea mea că Larry mi se pare mai OP decât Finn. Și Finn e foarte OP, dar, adică foarte bun, dacă înțelegi ce înseamnă OP. Dar și Larry e înspăimântător de bun. Înspăimântător de bun. Level 10, tot ce trebuie. Ce naiba, mă, la ce level am, de bun, nicio șansă. Cred că e cam pay to win și jocul ăsta, sincer să vă spun. Adică contează foarte mult levelul. Deci am văzut și am jucat până acum. Deci free to play, cam slabe șanse să poți face ceva pe joc. Deci free to play, slabe șanse. Dați-vă cum merg pe apă de la parcul ăla. Ah, dar nu pot să merg prea mult. Rip. Absolut nimeni pe aici. Nici o șansă, bro, nici o șansă. Mamă, și cât scut am. Nu se poate ca să nu-l bag pe ăsta. Mă ofticam dacă nu-l băteam. Hai să iau și ăsta de aur. Ne facem invizibil. A, de ce ne-am mai făcut invizibil? Nici nu știu care este level maxim din joc. Deci nu pot să îmi dau seama care e levelul maxim în joc. Cred că level 13, am văzut și level 14 cărți. Level infinit în pana mea. Îl bat pe ăsta la fundul gol. Nu știu, adică chiar nu știu ce level maxim ar putea fi pe caractere.
Chiar habar n-am. Bun. Am dat și aici bănuțul, frumos. Hai să deschidem chestul ăsta de aici, că problema cred că nu prea pot eu ca să cumpăr. Să cumpăr piggy bank-ul acela. Hai să deschid silver-ul. Mi-a dat adrenaline shot. Moly, mai deschidem și pe ăsta. Mi-a dat puncte pe Larry. Claim reward. Ok, și cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, de abonare, băieți. Curând o să mai vină episoade de genul, pentru că doar a început această serie. Toate cele bune, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!